Bine ați revenit la recomandarea săptămânii! Astăzi, alături de mine, am invitat un medic nutriționist, Simona Carniciu. Bună, Simona! Bună, Ana! Te-am invitat în bucătăria mea să vorbim puțin despre pâine, pentru că este un aliment de toate zilele, să spun așa, și vreau să aflu mai multe despre pâine. Într-adevăr, cred că în România este cel mai des consumat aliment și trebuie să știm destul de multe lucruri despre acest aliment ca să știm ce alegem să ne fie cu folos. Avem două tipuri de pâine. Pâinea modernă, care se fabrică cu drojdie, și aceasta este albă sau integrală, cu diverse sortimente. Aici deja intrăm în alt subiect. Și avem un al doilea tip de pâine, care este pâinea cu maia, maia clasică, care personal consider că sunt mult mai multe beneficii decât în pâinea cu drojdie modernă. De aceea este indicat să consumăm pâinea care ne este mai de folos. Despre ce să vorbim? Am putea să povestim cât de bună este pentru digestie această pâine, că nu ne mai balonează, lucru care ne îngrijorează foarte mult în zilele noastre, că mâncăm atât de multe alimente, le amestecăm așa de mult și dacă reacțiile dintre ele nu sunt cele mai sănătoase, atunci apare disconfortul balonării. Am putea să vorbim că se absorb mult mai repede anumiți nutrienți, vitamine și minerale. Am putea să vorbim că are mai puțin gluten, aproape chiar spre deloc. Acest lucru o face ca să fie mult mai sănătoasă pentru majoritatea oamenilor, în special pentru cei care sunt sensibili la gluten și au diverse reacții, inclusiv starea aceea de oboseală sau de lipsă de chef, care de multe ori apare. Și am mai putea să spunem despre pâinea cu maia că nu crește la fel de repede glucoza în sânge, lucru care ne este benefic dacă ținem o cură de slăbire sau dacă avem diverse afecțiuni. Când putem consuma pâinea? Cu ce putem să o asociem ca să fie corect digerată? În primul rând, pâinea de orice fel, că este modernă sau clasică, poate fi consumată și este de recomandat a fi consumată pentru aportul de glucide. În schimb, trebuie să știm cum ca să nu ne îngreșăm sau să apară disconforturi. Într-adevăr, pâinea, dacă depășește 100 de grame pe zi, deja avem o problemă pentru că este o încărcătură suficient de mare de carbohidrați. În schimb, în cazul pâinii cu maia, carbohidrații sunt cu absorbție mai lentă și acest lucru ne permite chiar să mâncăm o felie de pâine în plus. Dar nu trebuie să exagerăm și mai ales trebuie să avem grijă să nu combinăm cu foarte multe alte alimente, în așa fel încât digestia să fie ușoară și noi să ne simțim bine, să nu avem acea stare de, să spun, lipsă de energie, care de obicei se întâmplă când consumăm alimente greu digerabile și mai ales când le combinăm, de exemplu, cu carne. Știu că acest tip de pâine nu se strică sau se usucă dacă o lași mai mult timp la temperatura camerei. Într-adevăr, în momentul în care procesul de fermentație continuă, pentru că acest lucru se întâmplă la temperatura camerei, nu pot fi decât niște beneficii în plus. De exemplu, poate să sporească cantitatea de probiotice, pre și probiotice, care sunt foarte sănătoase pentru tot tractul intestinal, sau, de exemplu, poate să crească cantitatea de acid lactic, care duce la o absorbție mult mai bună a mineralelor. În concluzie, trebuie să fim atenți la cantitatea de pâine pe care o consumăm, să nu exagerăm și cel mai important este să ne alegem tipul de pâine care ne este cel mai favorabil. Îți mulțumesc mult, Simona, că astăzi ai fost alături de noi și de fiecare dată când ai puțin timp liber, vii și ne mai spui câteva informații esențiale pentru sănătatea noastră. Cu mult drag! Noi ne revedem sâmbătă viitoare la o altă recomandare a săptămânii și aveți grijă ce tip de alimente consumați, să fie potrivite pentru dumneavoastră și în special de calitate.